Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Suntem seara de sâmbătă. L-am prezentat astăzi pe Sfântul Mucenic Leontie, dar am avut și odovania praznicului pogorii Duhului Sfânt. În sensul că nu am mai fost ca la celelalte sărbători să stăm 40 de zile în sărbătoare, ci îndată, la mai puțin de o săptămână, am făcut încheierea praznicului acesta al pogorii Duhului Sfânt. Taina aceasta este legată și de faptul că Duhul Sfânt, fiind tot timpul cu noi, de fapt nu își încheie niciodată activitatea și trebuie să pricepem acest lucru și să-l trăim ca atare. Cuvântul din Scriptură este frumos și într-un fel sau altul umple de sens tot ceea ce am vorbit zilele acestea despre iertarea aproape, despre trăirea fără judecată și celelalte toate. Soluția ne este dată de Hristos. Eu zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigănesc ca să fiți fiii Tatălui vostru cel din ceruri, că El face să răsoară soarele și peste cei răi și peste cei buni. Cred că ne-am pornit unii împotriva altora și credem întotdeauna că suntem mai buni decât ceilalți și trăim ca și cum am fi mai buni decât ceilalți, fără niciun efort câteodată pentru a fi în mod real mai buni decât ceilalți. Poate că e momentul să și fim ceea ce încercăm să spunem că suntem și să vindecăm la noi ceea ce vedem la ceilalți. Desăvârșirea și iubirea de vrăjmași nu sunt nici măcar sfaturi evanghelice, ne spune Părintele Arsenie. Sunt porunci. Prin urmare, cu împlinirea sau neîmplinirea lor, stăm sau cădem din creștinism. Vă propun să stăm în creștinism, să împlinim poruncile acestea și cea mai grea este aceasta, iubiți pe vrăjmașii voștri. E dificil, e peste puterile noastre câteodată, de aceea, într-un fel sau altul, ne rugăm tot timpul, Împărate, Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindeni și pe toate le primești, pentru că El este vistierul care dăruiește puterea de a ierta vrăjmașii. Mâine este o nouă zi.